ședință ordinară a Consiliului Local. Inițial am vrut să o facem în spațiu de la așezământul cultural, dar n-am trecut pe dispoziție locația și m-am gândit să nu încalc dispoziția dată de mine. Așa că rămâne tot în spațiu. S-a vrut să facem prima ședință de Consiliu în spațiu de acolo, ocazie cu care mai vizitam și clădirea. Poate dintre dumneavoastră n-ați fost la inaugurare, ați avut alte probleme și vrem să o facem în zona aia. Mai avem și altceva la diverse de discutat cu privire la spațiile din de acolo, cum le închiriem, dar să rămâne pe finalul ședinței. Nouă pentru ședința de astăzi este faptul că ședințele, începând cu data de astăzi, vor fi televizate, filmate de către firma Exclusiv TV. Exclusiv TV, în care i-am dat acreditare conform legii. Domnii sunt în sala aici, care deja au început activitatea. Noi să trecem la lucrările ședinței. Ce, cu privire la procesul de luat de la ședința anterioară, dacă l-ați studiat, sunt obiecțiuni? Putem să-l spunem la vot? Supunem la vot procesul de luat de la ședința anterioară, ce este pentru? Împotriva, abține. Și în limitativ, procesul de luat a fost aprobat. Pentru bună desfășurare a ordinii de zi a ședinței de astăzi, avem președintele de ședință, pentru obicei, care va continua lucrările dezbaterilor de astăzi. Voi da citire. Dispoziției în care eu sunteți convocat. Articolul 1. Consiliul Local al Comuniei Bureș de Tâmbacou se convoacă ședința ordinară pentru data de 28.09.2018, ori de 15.30, în sala de ședințe a Primăriei Comunei Ungureni cu următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru anul 2018. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind declararea de utilitate publică a investiției de interes local, construirea monument creștin în satul Bibilești, Comuna Ungureni, județul Bacău, 80 și acordul proprietarului pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol la suprafeței de 80 de metri pătrați, dislas comunal aparținând domeniului privat al Comunei Ungureni. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind completarea hotărârii Consiliului Local numărul 30 din 28.06.2018 privind aprobarea modificărilor la statutul și actul constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Ungureni Buhoci, Bacău, identificată cu CF241250-28, număr înscris în registru special. Și punctul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită conform legii numărul 15 din 2003, suprafeții de până la 500 de metri pătrați, unui număr de 4 beneficiari. Și v-aș ruga, avem o adresă care a sosit după ce s-a convocat Consiliul Local de la DIP pentru inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului pierderilor de apă de 18% aferente sistemului de alimentare cu apă a stației de tratare apă brută de Dărmănești pentru... Asta este punctul. Stația de apă brută. Deci proiectul se numește proiect de hotărâre privind declararea de... Asta nu este. Deci, proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului pierderilor de apă de 18% aferente sistemului de alimentare cu apă, stație, tratare, apă brută, Dărmănești. Deci, ăsta este punctul care vrem să-l introducem, dacă sunteți de acord. Să punem la vot dacă sunteți de acord cu ordinea de zi. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? Nu. Și dacă sunteți de acord cu introducerea unui nou punct. Punctul care l-am citit mai mult. Ce rost are? Ce trebuie? Dacă mai nevoie, mai spunem la cine este pentru. Voi da citire punctului 1 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru anul 2018. V-am prezentat doamna contabilă.
Da. Având în vedere legea bugetului de stat pe anul 2018, adresa numărul 2167 din 17 ianuarie 2018, emisă de AJFP Bacău, adresa numărul 2154 din 19 ianuarie 2018, emisă de AJFP Bacău, adresele numărul 848 și 849 din 6 ianuarie, emise de Școala Gimnazială Ungureni, în conformitate cu prevederile articolului 36 aliniatul 1 aliniatul 4 litera A, articolul 45 aliniatul 1 aliniatul 2 litera A și articolul 115 aliniatul 1 și litera B din legea administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, propun rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli după cum urmează. Majorarea veniturilor la indicatorul 110202, sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor cu suma de 1000 de lei. Diminuarea veniturilor la indicator 040204, sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale cu suma de 3000 de lei. Diminuarea veniturilor la indicator 4205, planuri și regulamente de urbanism, cu suma de 18.000 lei. Majorarea vărsămintelor din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare, indicator 370204, cu suma de 18.000 lei. Majorarea veniturilor la indicator 040201, cote defalcate din impozitul pe venit cu suma de 60.000 de lei, din care în trimestru 3 30.000 de lei și în trimestru 4 30.000 de lei. Majorarea cheltuielilor la capitol 65 învățământ, drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale cu 1.000 de lei. Majorarea cheltuielilor la capitol 65 învățământ, titlul 20, bunuri și servicii, sumă necesară pentru premiile care s-au dat în iunie. Suma de 4.000 de lei. Majorarea cheltuielilor la capitol 65, învățământ, titlul 20, bunuri și servicii pentru decontarea transportului cadrelor didactice, cu suma de 20.000 de lei. Diminuarea cheltuielilor de investiții la capitol 700206, iluminat public și electrificări rurale, cu suma de 5.000 de lei. Majorarea cheltuielilor de investiții la capitol 840301, drumuri și poduri, cu aceeași sumă de 5.000 de lei. Majorarea cheltuielilor la capitol 6750, alte servicii în domeniul culturii, religie și recreere, titlul 20, cu suma de 15.000 lei pentru colinde și cadouri la sărbătorile de iarnă. Majorarea cheltuielilor la capitol 840301, drumuri și poduri, cu suma de 18.000 de lei pentru lucrări de dezăpezire. Virarea sumei de 17.500 de la capitol 7050, alte servicii în domeniul dezvoltării comunale, titlul 71, plăți, proiecte și majorarea cheltuielilor în cadrul aceluiași capitol la bunuri și servicii cu suma de 17.500. Virarea sumei de 60.000 de lei de la capitol 70.50, alte servicii în domeniul dezvoltării comunale și majorarea cheltuielilor în cadrul aceluiași capitol la titlul 71 cu aceeași sumă de 60.000 de lei pentru finanțarea obiectivului de investiție în ființare sistem public de canalizare. Virarea sumei de 15.000 de la capitol 70.50, alte servicii în domeniul dezvoltării comunale, titlul 71, la capitol 67.50, alte servicii în domeniul culturii, recreierii și religiei, titlul 20, cu suma de 5.000 de lei și titlul 59, cu suma de 10.000 de lei. Diminuare cheltuieli la capitol 70-50, titlul 71, PUG, cu suma de 18.000 de lei. Aceasta este propunerea de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli. Gata, sunt discuții.
Domnul Liviu. Vreau să întreb dacă aveți raportul comisiei din cadrul Consiliului Local, la comisie, bineînțeles, buget, în alții. Da. Vă adresat la tocmai, da? Sigur. Înseamnă stabil. Și de când aprobăm noi sume retroactive? Păi, asta, na. N-am avut rectificare atunci, n-am avut sume necesare. Deci cheltuim și până venim pentru aprobare, sau cum? Nu, nu. Nu, în cazul premiilor, de exemplu, care s-au dat politic, să zicem, ca să avem și noi voturile pensionarilor. Dăm premii și până cerem aprobarea Consiliului Local. Vorba de decembrie. Dacă ați luat premii, sunteți în conflict de interes, n-aveți vreo să trebuie să dați bani la oameni. Da? Da. Am făcut un proces. Nu-i cu ea, în conflict de interes, dacă ești șeful bărții, când stăm subie, să fie un om acolo, în fața oamenii. Dacă mai este cineva care vrea să ia cuvântul, atunci să punem la vot. Cine este pentru? Abținere, împotrivă? Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind declararea de utilitate publică a investiției de interes local, construire monument creștin în satul Bibirești, comuna Bureaș, județul Bacău și acordul proprietarului pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a suprafeței de 80 metri pătrați din plas comunal aparținând domeniului privat al comunei Îngureni. O să prezint eu acest proiect de hotărâre. Având în vedere expunerea de motive a primarului Comunei Îngureni și raportul compartimentului de specialitate, în temeiul articolului 36 aliniatul 1 și al articolului 45 aliniatul 6 din legea numărul 215 din 2001, privind administrația publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare, propune declararea investiției, construirea monument creștin în satul Bibirești, Comunei Îngureni, județul Bacău, fiind de utilitate publică. Articolul 2. Acordul Consiliului Local pentru scoatere definitivă din circuitul agricol a suprafeței de 80 de metri pătrați islas comunal aparținând domeniului privat al Comunei Îngureni, județul Bacău. Articolul 3. Primarul și viceprimarul comunei vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Prezenta hotărâre va fi comunicată instituției prefectului județul Bacău, primarului Comunei Îngureni și va fi adusă la cunoștință publicului în condițiile legii. Acesta este proiectul de hotărâre, dacă sunt discuții. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva, abțineri. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind completarea hotărârii Consiliului Local numărul 30 din 28.06.2018 privind aprobarea modificărilor la statutul și actul constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară București-Buhoci Bacău, identificată cu obțierea, înscrierea în registru special 27-a din 4-8-2008. Partea societății scrie 2008. Ce ne prezintă? Da, vă prezenta eu acest proiect de hotărâre. Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile, articolul 120 și 121 aliniatul 1 și 2 din Constituția României Republicată, articolul 8 și 9 din Carta Europeană a Autonomiei Locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin legea numărul 199 din 1997, articolul 7 aliniatul 2 și articolul 1166 și următoarele din legea 282 pe 2009 privind codul civil republicată cu modificările ulterioare referitoare la contracte sau convenții, articolul 20 și 21 din legea cadru a descentralizării numărul 195 pe 2006, articolul 36 aliniatul 2 litera B și D din legea administrației publice locale numărul 215 pe 2001 republicată cu modificările și completările ulterioare,
Legea numărul 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, în baza articolului 36 alinea 7 litera C, articolul 39 alinea 1 și 2, articolul 44 alinea 1, articolul 45 alinea 1 și alinea 2 litera D și F din legea administrației publice locale numărul 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu articolul 18 și articolul 29 alineat 1 și 2 din statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ungureni-Bucoci-Bacău, constatând necesitatea actualizării reprezentanților Comunei Ungureni-Județul Bacău în Consiliul de Administrație și în Consiliul Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ungureni-Bucoci-Bacău și modificării în acest sens a statutului și actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ungureni-Bucoci, propun următoarele modificări la statutul și actul constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ungureni-Bucoci. 1. Se actualizează, se modifică și se precizează că reprezentantul Comunei Ungureni, județul Bacău, în adunarea generală a asociației, este domnul Vigure Vasile, primarul Comunei Ungureni. 2. Se modifică și se precizează că reprezentanții Comunei Ungureni, județul Bacău, în Consiliul de Administrație, precizați în articolul 10 al statutului Asociației de Dezvoltare Ungureni-Bucoci-Bacău, sunt următorii: domnul Vigure Vasile, primarul Comunei Ungureni, domnul Dobraniș Mirel, domnul Durac Dumitru. Aceasta este propunerea de modificare a statutului al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară. Dacă să discutăm. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva, abține? Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuției folosite gratuită cu formă de 15/2003, suprafețe de până la 500 metri pătrați, unui număr de 4 beneficiari. Este vorba despre beneficiarii care au depus cererile, Dache Violeta Zănuța Vasilica, Zugărdeanu Gheorghe, Amaran de Simona Maria și Pascândura Elena. Dacă sunteți de acord cu aceste patru cereri, cine este pentru? Abține? Eu sunt împotrivă. Nu vreau să dau cu subsemnatul cum a dat colegii pentru aceste atribuiri de loturi de folosință. Pentru că nu sunt urmărite în continuare. Dacă într-un an de zile n-a construit, nu văd nicio retragere a terenului. Deci nu sunt urmărite aceste dosare. Construiesc, nu construiesc, ce construiesc, au sau nu au autorizație, nu sunt urmărite. Dăm numai pe interese, dăm numai la rude, ba chiar și la cei apropiați. Nu fi Bascândură, dar sunt alții la care le facem buletin și le dăm casă și întrebăm cu cine votează. Da, deci sunt împotriva. Dacă acum să trecem la punctul 5, care nu a fost introdus. Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului pierderilor de apă de 18% aferente sistemului de alimentare cu apă, stație, tratare, apă, grupă, Zărmănești. Având în vedere prevederea articolul 16, alineat 3, litera D, colaborat cu articolul 21, alineat 1, din statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, în baza dispozițiilor articolul 36, cu 2, litera B și litera D, din legea administrației publice locale, din numărul 215, din 2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, propune aprobarea nivelului pierderilor de apă de 18% aferente sistemului de alimentare cu apă, stație, tratare, apă, brută, Dărmănești, înregistrate de Compania Regională de Apă Bacău, ESA, pentru anul 2017, prezentate în anexa numărul 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2. Se acordă mandat expres în puternicitului Comunei Ungureni, domnul Vigure Vasile,
pentru a vota favorabil în ședința AGA Asociației de Dezvoltare Bacău, acest punct de pe ordinea de zi. Dacă sunt discuții. Supunem la vot, cine este pentru? Nu, eu vreau să deschid. Dar ce are de plătit comună la aceste pierduri? Nu comună plătește. Dar cine plătește? E dividend? Deci, din ce pierderea de 18% este la orașul cu o comună de Mănești. Noi, făcând parte din asociația ADIF, trebuie la rândul nostru să luăm hotărâre de Consiliul Local. De obicei aceste pierderi se impută proiectantului, constructorului, știu eu, numai păi, asta de osebitire. Asta se hotărăște în ședința ADIF, care va avea loc cu toți membrii, inclusiv... Da, dar noi nu trebuia să știm de ce s-au înregistrat aceste pierderi? Asta nu mai știu. Adică, noi, fără documentația care am primit-o noi... Dar trebuie să știți, dacă se aprobă o pierdere și suntem de acord și cu ea... Dar nu aprobăm pierdere, domnule. Aprobăm să meargă primarul în ședința. Asta. Da, cu pierdere. Să ne reprezintă că e de acord cu pierdere. Bun. Și nu trebuie să știm de ce avem și aceste pierdere. Avem apă împusă în lac, o să ajungi, nu spui nici de... Deci, articolul 12 spune așa, să-i apă de votat expres. Deci, nicio problemă, dacă votați, fără să știți ce votați, și ați venit doar ca să ridicați mâna, nu trebuie. Eu vreau să de ce. Domnul trebuie, eu cred că a fost destul de explicit. Deci, domnul primar o să... Dar poate explică domnul primar de ce se împierde. Dar vă explicați de vicele și ai prins-o supune la... Da. Domnul televizat. Studiez tot dosarul, dacă puteți. Televizat, vreau să vă zic. Supunea la vot. Cine este pentru? Da, cine este pentru? Împotrivă? Împotrivă că nu prezentați materialul complet. Vreți să gândim ce votăm. Punctul. Ultimul punct, diverse. Cine pe cine funcționă? Nu știu ce e unde. Dacă sunt discuții, la diverse. Cine pe cine? La primul lucru? Ia mulțumesc, doamne. Da, mulțumesc. Mai mulțumesc să le-ai? Da, pot doamne. Să dăm e normal să primim bani. Și nu puteau fi date premiile în luna octombrie. Premiile trebuiau date în luna iunie. Să ți-a degheat al școlar. Problema. Dar poate ar fi școală și nu se știu. Da, ei, mai e de-a. Nu am menținut și paga-i la el, doamne. Mai este cineva? Dacă nu, declarăm ședința încheiată. Vă dorim un weekend plăcut.